ținem închise toate combinatele chimice din țară pentru că avem o suspiciune că am avantajat un agent economic. Nu este niciun avantaj. Părerea mea este următoarea. Toate combinatele chimice, cu excepția unuia care aparține de Ameropa, deci 11 combinate au fost în România, a rămas unul singur. Chimia este bine dezvoltată ca infrastructură și foarte puternică a fost până în 1990. O să, în partea a doua a speech-ului meu, cred că o să mă încadrez în 10 minute, o să detaliez ca să vă dați seama ce aur avem, dar pe care nu-l folosim. Deci toate combinatele chimice sunt închise pentru că, domnule, prețul la gaz nu poate să fie mai mic de X. Dar nu asta, cine hotărăște acest X? Deci eu cred că corect cine e la decizie trebuie să spună, domnule, dă-i gazul acestui om, indiferent cine este el, la prețul cu care îl primești și ceilalți competitori din Turcia, din Ungaria sau din altă parte. Dacă acolo este o subvenție de 30, tu trebuie să-i dai aceeași reguli de competiție, ca să poată să pornească de la un start. La noi unde suntem? DNA, interpretări, poate că și acum eu fac lobby sau cine știe, trafic de influență la acest microfon. Deci am ajuns într-o stare în care nu poți să faci dezvoltarea României. Nimeni nu o să deschidă combinatele chimice din România și pierderile sunt de 10 miliarde de euro cifră de afaceri pe orizontală, de la transport până la curent electric, energie, strategii, investiții, firme care făceau reparații capitale. Sunt imense pierderile. Cineva le are, le vede, dar n-are curajul să vorbească. Probabil că sunt și eu primul ghiocel al primăverii, o să mai vină și alții după mine, în care să spunem, hai să fim hotărâți dacă vrem să dezvoltăm România și să dăm cezarului ceea cezarului. Îi trebuie industriei, chimia este împărțită în trei, chimia gazului, de unde apar îngrășămintele, noi nu procesăm, nu suntem activi acolo, chimia sării, unde noi suntem liderul de piață, și chimia petrolului. Deci, dacă în chimia gazului toată este oprită, vă spun că cine pierde este agricultorul. Pentru că în continuare agricultura din România importă toate aceste chimicale necesare agriculturii, de la pesticide, fungicide și suportă un cost de transport suplimentar față de ceilalți jucători din agricultură din Europa. Deci fermierii noștri sunt mai săraci, pentru că prețurile de ieșire pe cereale triticale sunt pe bursă, nu există o altfel de negociere. Deci fermierii sunt mai săraci pentru că nu avem îngrășăminte. Avem infrastructură, dar nu-i dăm drumul. Dar de ce nu-i dăm drumul? Pentru că nu cumva să se interpreteze că am dat gazul mai ieftin. Mai ieftin decât cine? Luați taurul de coarne, cei de la Ministerul Economiei, și stabiliți cât e gaz în Ungaria, cât este în Turcia, cât primește la jucători. Dacă ăia fac subvenții, facem și noi. De fapt, nu e o subvenție, ci este un preț de referință. Nu mai are nimeni curaj. Suntem cumva într-o etapă care cred că trece și poate prin apariția astfelor de mesaje care se vor multiplica în următorii ani, chiar vom avea curaj să refacem unul din motoarele, care este această chimie. Pentru că eu ca optimist, ca și chimist, sunt foarte optimist și era chiar o comparație cu paharul de apă. Pesimiștii văd partea goală a paharului, optimiștii văd partea plină, dar chimiștii ne vedem întotdeauna că paharul este întreg.